Stau eu cu sufletul împăcat că din partea mea au fost tot ce eu s-a putut. Lasă. Da. Nu știu ce înainte. Ai grijă cu ceea ce... Și tu fă-mi un pas înainte. Nu mai am oricum ce să... Da, nu, ai grijă cu ceea ce de acum pe viitor, ce se va întâmpla. Când o să ieși afară, poate o să fie altceva. Da. Oricum, aici ai... Ești, cum să zic, izolat de toate resursele, de tot, de tot, și ești doar tu cu tine și știi, te deconectezi, înțelegi? Uite cum intră pe serii. Sper să știu. E greu. Eu nu știu cum a trecut o problemă, crezi? Și nu conta, nu conta că toți ceilalți dădeau în mine atât timp cât eu eram bine cu el, dar cât el jignește cuvântul că te întărește milioane mult greu față de ceilalți, știi? Ce da, nu mai știu, ei pleacă de casă, lor e cu ea, eu mă refer neva la asta, la Teflorii, fiind de emisiune înregistrate, da. Dar înainte de emisiune am felicitat pentru numele da, de floare, știi, așa, și erau scârțeau lucrurile, știi, de sâmbătă și așa, dar n-am știut atitudinea care va fi pe emisiune și am zis, orice s-ar întâmpla să știi că noi o să avem o atitudine. Acolo, diplomată, cumva. Ei, asta i-am spus și eu lui. I-am zis că crezi că o să vină familia ta. Așa să fie despărțit și o să fie urât. Și i-am zis, păi tu vrei să faci unul pentru familie? Eu am încercat. Și i-am zis că nu. Și asta e liniștit, spui, da, dar ce o să zic acum aici? Și i-am zis că stai liniștit, că mie o să fie foarte diplomat. Și nu mi-a plăcut. Nu-i nimic, las. Am încercat. O să vezi acasă, că o să vezi. O să pleacă. Da, asta e. Da, dar nu vreau să diplomesc eu un pleț. Înțelegi? Nu știu. Da. Dar tu știi ce scump sunt? Scump, dar sunt mari. Nu, sunt mai mari, nu mai spune așa. Din cauza că am eu o seamă cu bunica. Dar ce vrei să-mi ia lumea? 33? Sunt 35. Când mi-am... Dar nu mai spune mama așa că i-am primit și pe ăștia de la oameni care au cheltuit 3-4 milioane 5 să-și dea. Păi toți sunt frumoși care îi primesc. Sunt 35. Sunt 5 milioane o pereche de pantofi de ăștia și nu am dat eu banii, nu mai spune așa. Ea nu e conștientă că, mamă, te aud toți cei de acasă. Nu știu că ai slăbit. Dar nu am slăbit și vreau să mai slăbesc un kil jumate. Și la față dacă aș putea să slăbesc. Dar nu e cum, că e camera altfel de... Da, mă, dilată. Toată lumea când merg la cumpărături îmi spune ce slabă ești. 8 jumate fără timp, la cală. A, e 8, mai aveți jumătate de oră. Afară sau fel. Da, eu vreau să faci o oră, știi? Și în seara asta rămâneți la ea? Da. Sunt doar ele două? Da. Voiam să plec, am treabă multă la serviciu, dar n-am. Ultima mașină era la 7:30 și am zis că rămân. Păi și ajungeai la 11. Păi da, și mă duceam acasă, mă culcam și mâine la muncă. Da. Păi și acum cum faci? Acum? Da. Asta este. Mai pierdut o zi, nu? Mm-hmm. Două. Nici mâine n-ar vrea. Și ce zice Ștefan, s-o spără? Nu, de ce s-o spere? Păi n-ai, e șeful tău, e șeful tău. A, șeful, Ștefan, șeful da. Meu, credeam că Ștefan nu băiețel. Asta e, asta nu e. Nu-s mai neglijat nici serviciu, nici soț pentru mine, că eu ies de da, aici. Da, dar îmi place că asta e. Casa mea, Corina. Stai liniștită. Corina! Vezi că eu sunt aici de 8 luni și nu m-am schimbat în niciun fel, înțelegeți? Și uite o vrăbuță înăuntru. Și cum zicea Sandra, păi toată lumea... Da, nu știu ce vrei și asta îți dăunează. Și o să mai fie așa un pic și... Asta mă doare cel mai clar. Păi dacă știam ce vreau... Păi... Și să ne discutăm de tot. Sperăm că nu o să mai fie așa cu viitor. Oricum îți dai seama după dezamăgirea asta, cât mi-a fost mie greu să mă apropii de cineva, că doar știi ce aveam în cap, doar sau doar. Și acum... Părerea mea că ești tânăr, trebuie să trăiești viața, trebuie să trăiești... A, nu vezi? Dacă trăiești viața, ești... Ești bim. Dar ce e asta? Vezi că toată lumea zice că nu vedeți, domnule, că e picur, că dar ea nu vine să măriți. Ea nu... Dar treaba mea. Deci, dar oamenii nu erau picuri? Duminică de duminică și ce? Să deci, cum ar fi tot nu-i bine, înțelegi?
Păi eu ce ar fi, mă, să-mi pun tolul în cap și să nu mai dau petreceri, să nu mai dansez. Da, da. Și fetele astea se găsesc pe tot drumul, dar mai degrabă, da, astea au noroc. Spor la căutat. Astea au noroc, spor la găsit. Aș spune așa, pe ori strângi, mă îmbrați, pe ori încup, mă îmbrați. Unde ai văzut tu, mama, așa? La televizor. Nu ai toate, ei, natele, nu e mai așa. Ei, lasă-mă, pe toate, liber. Când tot dă, tot dă, voi nu știți de ei, dar tot dă. Dacă nu dădeam o șansă, spuneam să spuneam să fii spus că nu băia nu-mi place. Deși eu frumos să-ți faci ceea ce se chează, să nu asta. Nu spuneați, nu, nu mai voi, spus. Spuneați nu, toți cei de afară și aici că spuneam să fii spus că nu-mi place nici la băiat. Așa ai simțit, nu spuneați. Te așteaptă o viață frumoasă afară. Ceea ce crezi lumea. Ceea ce vrei tu. Hai, mamă, încetează că te auzi pe TV și iar ești culmea. Ceea ce vrei tu. Contează. Cum poți să zici așa? Păi, dar nu mai spune, că nu mă interesează chestia asta. O să vede toată lumea. Ia uite ce eu zis, mă, asta, să stea acolo, ok, vede. Hai, nu mă repetați, tu prin asta greșești. Uite cum e, cum, mamă, păi, dar nu, mamă. Să aude aici orice. Păi, dar acum le-ai comentat. Păi, dar cum? Dar uite-te ce fac de mână. Vedeți ce fac de mână? Ce e o concurentă aici să fac de mână? Hai, da, să nu mai fii supărat. Asta da, nu sunt supărat. Ce să facem? Fii, acum a fost înainte. Nu mai vreau. Când eram înainte, spuneai că să-mi puneam pe sus și niciunul nu-mi convine. Nu spunea nimeni așa mai ceva. Aveai tu în creier treaba asta. E, hai. Nu, eu am crezut că e băia bun și cu asta, cu asta. Ei, n-ai vrut să comentăm, nu s-a întâmplat. Eu nu vreau să sufer. Dar nu sufer, chiar nu sufer. Câteodată mă sperii când mă gândesc cu oameni și cu mine. Nu mă atinge nimic din ce spun ceilalți, nu, nu știu, câteodată mă doare, câteodată nu mă doare, câteodată îmi vine să plâng, după aia mă brusc, nu mai îmi vine, aud voci, ba mi somn, ba nu mi somn, ba mi fam, ba nu mi fam. Acum zici cu tatăl nostru, da, zi. Voi, ceva, tu. Și tu ce faci când te mai duci acum la țară? Să nu mă duc de pasă, cum să nu mă duc? Mă duc de ceva. Și tata cu cine? Nu e de cel, mă și cu mașină. La și rog de la țară, de pasă, de pipi. Marcica, Nelica, ce zic? Ei, comentează și... Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Și nana mea? Atunci m-am întâlnit cu ea, s-a cumpărat cadou de Crăciun, nu? Da. Așa, e foarte mândru, toată lumea e mândru. Nu stai să mă fiecare dacă l-ar vedea la televizor și ar avea, mai ales care are atitudinea ta, știi? Da, care că... Se cu bun simț. Parcă sunt blebovancă, așa. Te spuiți în oglindă să-și smângi. Evaluezi valorile tale, să-ți vezi. Da, dar toată casa e împotriva mea, oare unde greșesc? Bine, nu, în general vorbim, că acum am, adică vorbesc cu toată lumea, știi, la modul tolerant, știi, mi tolerăm și nu știu ce. Dar la un moment dat, tot ce-i fost în putin. Obositoare, doamne, ori la Ana la Caiafa. Păi da, așa sunt eu, mamă. Nu, nu, bun. Scurs la obiect. Da. 4 ani, dar secretul secret, tu nu ai niciun secret. Oricum nu mai... Tu nu ai niciun secret. Eu, ce sfaturi ți-am dat eu la Crăciun, nimic n-ai ascultat. Nimic, nimic, nimic. Da, așa sunt eu, mă pot schimba. Și câteodată nimic n-a spus nici de zis susținător. Și te deamăgești. Da, eu fac cum știu eu cum simt, că dacă fac altfel simt că nu sunt eu. Nu mă răs ghidată, tocmai că toată lumea zice că fac ce zic susținător, ce zici tu. Nu e adevărat. Păi am spus și în emisiune, doamna Mirela, câte mesaje n-am primit, câte sfaturi n-am primit, nu mai vorbim. Primul meu mesaj, în primul meu mesaj. Da, nu mai vorbim. Ai grijă cu cine vorbești, cât vorbești și mai ales da, și i-am spus. Păi, și nu ai ascultat nimic. Păi și toată lumea zice că eu, tu ești Dumnezeu meu și dacă spune să ai sorta, stai în cap, stai în cap. Nu, eu am văzut unele chestii, am văzut. Știi aia probabil că se întâmplă treaba asta. Da. Păi, da. Păi, dacă mai vedem, dacă mai apucăm, da, atât. Da, atât, da. Nu mai cunoști noi, dar trebuie pe acasă, nu? Mai sunt copii. Am zis așa cum e, ca să scap cu copiii.
Aș vrea eu cu capeluță, așa cum...